Lipsa unei stații de epurare în orașul Rezina, repartizarea incorectă a resurselor financiare de la bugetul de stat către apele și calitatea drumului de acces spre uzina de ciment sunt câteva dintre subiectele discutate într-o ședință de lucru de către reprezentanții administrației publice locale din Rezina și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Mihai Solcan. Poate să reușim să reconstruim puțin drumurile, să aducem alte căi de comunicație la fabrică ca să nu meargă transporturile grele de mare tonaj prin oraș, care distrug casele, locuințele. Oficialul a mai spus că un proiect de construcție a stației de epurare a apei în Rezina este aproape elaborat. Urmează ca autoritățile să găsească surse de finanțare. Locatarii susțin inițiativa de soluționare a problemelor enunțate, construcția stației de epurare și repararea sau crearea unui drum de ocolire spre uzina de ciment. Am înțeles că apa asta se duce toată în Nistru. Și direct se duce. Sigur că ar trebui, ministru, apa noastră, tot de acolo o bem. După cât știu, anul trecut s-a început reparația drumului de ocolire și eu socot că ar fi bine să termine această reparație și mașinile de mare tonaj să fie direcționate pe drumul de ocolire. Ele nu ar trebui să margă niciuna dintre ele, ar trebui numai este ușoare mașini să margă, este să le dea alt drum. Sunt cungioare orașul. Unii localnici totuși nu cred în promisiunile deputaților. Și nu s-ar vorbi etet nimic. Cât am să putem noi răbda poporul, cât să-i ținem noi pe dinși acolo. Duc la odihnă cu 32.000. Eu, un pensionier, am 800 de ruble. Dar el câte mii are zarplata? Și încă plus la asta mai dă 32.000. Să bat joc de popor. Întrebat de echipa Elita TV despre termenul de reparare a traseului Rezina-Orhei, deputatul a răspuns. De acum s-au activizat lucrurile puțin mai, merg mai bine și pot să vă spun de ce. Acest drum este strategic pentru Republica Moldova. Sper că în anul viitor să-l aveți până în Rezina. Ședința a durat mai bine de o oră. Deputatul a fost și în alte localități din raion, vizitând și mănăstirea de la Saharna. Ana Donțu, Ion Apostol, Rezina, fiți la curent!